5 cei mai buni diagnosticieni din lume. A tratat-o pe Barbara Streisand, pe Mel Gibson, pe Ronald Reagan și pe mulți alții. Este New Yorkez de peste 30 de ani, dar și-a păstrat sufletul de român. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunteți la Vești Ce Crezi, sunt Ana Chera, vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi. Știți, în general, invitații trebuie să vină în fața dumneavoastră, așa se gândesc jurnaliștii, așa învață pe ei la școală, profesorii, să spună povestea, adică să vină în fața dumneavoastră cu o poveste, că e invitat, că e o întâmplare, să spui povestea. Și atunci, urmând regulile clasice ale meseriei mele, trebuie să vin cu povestea. Dar, profesorul, doctorul să spunem, da, doctorul Cristian Răchitan n-are, cum să zic, nu e despre Mel Gibson, Barbara Streisand, președintele Reagan, despre cabinetul din centru New Yorkului, unde vine lumea foarte cunoscută și foarte bogată să se facă bine. Nu e despre lumea asta în care trăim. Profesorul, îi spun tot timpul profesorul Cristian Răchitan, pentru că, de fapt, este o înglobare a ceea ce cred eu despre doctorul Cristian Răchitan. Doctorul Cristian Răchitan este despre altceva, este o combinație excepțională de inteligență, știință de carte, viziune, da, a tabloului întreg, adică vede tabloul întreg, răbdare și foarte, foarte multă modestie. Eu, în această perioadă de când fac meseria asta, de vreo 20 de ani, nu am întâlnit decât foarte rar astfel de persoane care să fie extrem de cunoscute, care să n-aibă un stres financiar, care să fie accesate de tot felul de oameni care mai de care mai cunoscuți și care să-și păstreze un bun simț și o modestie care sunt pur și simplu care te izbesc. Și pentru că este începutul poveștii cu care intru în casele dumneavoastră astăzi și pentru care vă rog să rămâneți în fața televizorului, merită de-a dreptul să rămâneți în fața televizorului, am să încep discuția cu domnul doctor Cristian Răchitan, întrebându-l fix asta, mulțumindu-i evident că ne-a primit în casa dânsului de deasupra Bucureștiului, tocmai ce a venit din America ca să conferențieze în România, o să vorbim despre conferințele domniei sale, dar o să-l întreb, mulțumindu-i că ne-a primit în casa dânsului, cum reușiți, care e rețeta să rămâneți în zona asta de om normal, fiind cine sunteți, pentru că nu ne mai ajunge nimeni la nas, domnule doctor. Acum, realitatea este următoarea, căci dacă caut să fii cât mai modest, da? Asta îți conferă o relaxare a minții. Te dezbraci de mândrie, de vanitate, de orice slăbiciune, glăcomie și toate celelalte care caracterizează și care slăbește omul. Și dacă ești un om modest, ești un om relaxat. Și cu cât ești mai modest, ești mai relaxat, ești mai puternic. De fapt, forța stă în modestie. Forța stă în a fi cât mai simplu. Eu mă numesc aproape normal. Deci oamenii normali sunt oamenii care reușesc să se lapede, să-și îndepărteze toate slăbiciunile de personalitate, slăbiciunile de caracter, în mod special cele două care de fapt deteriorează personalitatea omului și a societății în care trăim, este vanitatea și lăcomia. Sunt două trăsături, două afecțiuni ale minții, două boli ale caracterului care, de fapt, deteriorează nu numai omul și creează boli, dar deteriorează societatea și creează boli sociale. Eu, sigur, în ultimul timp, când am realizat că, fără să-mi dau seama, că am ajuns la o maturitate profesională, a trebuit să trec în cealaltă, să mă duc și în partea cealaltă, să investighez bolile sociale care sunt date de bolile omului, de bolile caracterului, de bolile de personalitate. Spuneți-mi, există o rețetă pentru, adică trebuie să ajungi într-un anumit punct al existenței tale ca să înțelegi că de fapt modestia de fapt îți aduce sănătate una peste alta și forță. Adică trebuie să fie o rețetă. Cum se învață? E ține de școală, de educație, ține de caracter, ține de ce ține lucrul ăsta? Este o autoșcoală. O autoeducație. Este caracterul nostru,
este manipulabil de alții, dar este în același timp, dacă e manipulabil de noi înșine. Noi ne putem reseta, ne putem reprograma, ne putem construi, ne putem curăța caracterul și să-l formăm așa cum considerăm noi că este mai, ne dă mai multă sănătate sau ne îndepărtează de sursa de stres. Rețeta este, sunt două elemente, eu cred în dualitate. Unu, de a respecta legea divină, nu? Să te gândești că totuși este un Dumnezeu, deși prea mari lumii ei vor să devină Dumnezei din cauza problemelor de personalitate, lăcomiei și vanității, care l-am numit mai devreme. Să crezi că totuși există un Dumnezeu, pentru că corpul ăsta este, nu sunt de acord cu Darwin, este prea complicat și prea complex și prea extraordinar de bine făcut, femeia să fie femeie, bărbatul să fie femeie, bărbat și amândoi la un loc să reușească să participe la existența speciei umane. E o chestie extrem de complexă, iar cu cât știi mai multă carte, mă refer la anatomie și fiziologie, de asemenea cum este infernal de complex. N-avem atâta minte ca să înțelegem detaliile și unghiurile corpului. Deci ce vreau să spun că... Deci odată că omul că este ceva peste om, care este ceva peste om... Este un creator, este un arhitect. Odată că e un Dumnezeu, și al doilea este să fii onest, să cauți chiar dacă pierzi astăzi jucând dezonest, dar câștigi restul vieții. În loc să câștigi astăzi făcând o șmecherie, făcând o minciunică, făcând, tăind un colț, făcând o incorectitudine astăzi, câștigi astăzi de a pierde restul vieții. Nu, să fii onest, nu contează, pentru că de fapt niciodată noi nu pierdem, pentru că câștigul nostru este din a trăi o viață onestă, este câștigul nostru, este ceea ce facem noi necondiționat, este singura valoare care stă cu noi și pe care o luăm la sfârșitul vieții și care ne ajută să mergem mai sus, mă refer la existența spirituală. Spuneți-mi, domnule doctor, din totdeauna ați gândit așa sau a fost moment T0 care a schimbat puțin viziunea noastră despre viață și despre ce contează în viață? Nu cred că v-a fost ușor, adică să pleci totuși din România, să trăiești într-o țară care nu este a ta, să trăiești printre oameni care nu sunt parte din rădăcinile tale. Din totdeauna ați gândit așa sau s-a întâmplat ceva de gândiți așa? În permanență s-a întâmplat ceva. N-am gândit întotdeauna așa. În permanență. Acum chiar mă gândeam ieri să învăț o prietenă care am ajutat-o să rămână însărcinată și a făcut un copil, l-am văzut ieri, ceva incredibil. A făcut un copil care simplu, în secunda când l-am văzut pe copilul ăla, mi-a rămas în inimă și l-am iubit și am iubit și părinții foarte tare pentru că pe ea am tratat-o și a reușit să la 40 de ani așa să facă un copil. Deci și am vrut să o învăț, dom'le, haideți să te învăț cum ca copilul ăsta să rămână geniu, pentru că noi la începutul vieții începem să învățăm lucrurile care ne îndepărtează de genialitate. Ne pierdem valoarea. Mm-hmm. În clipa când înveți să minciunești, când înveți să fii viclean, când înveți să fii hoț, când înveți să fii șmecher, atunci ne îndepărtează de Dumnezeu, de divinitate, ne îndepărtează de acea trăsătură pe care Dumnezeu o pune în individ, o pune pentru a-și putea împlini menirea și ne îndepărtează de menirea noastră. Sigur că și eu am trecut prin alea. Da, am fost șmecherași, am fost golănași, dar încet, încet, sigur, căutând, căci viața mea mi-a dedicat-o în a investiga și a cerceta cauza bolilor. Asta a fost pasiunea mea. Și foarte târziu am învățat să studiez, am intrat în zona de a studia cauza bolilor societății, cauza bolilor omului toată viața de, nu știu, vreo 30 ceva, 40 de ani și sigur, la un moment dat, viața m-a dus. Cred că n-am avut niciun merit în zona asta. Viața m-a dus, singurul merit care nu știu dacă l-am făcut conștient, dar mi l-am însușit, să fiu cât mai onest, să fiu absolut cât mai onest, cât mai dezinteresat în valori materiale, pentru că am înțeles că astăzi, dacă cineva mi-a furat $2000, mâine, nu știu, s-a întâmplat ceva, de a venit un pacient foarte bogat și a spus: doctore, cât vei pe ședința asta? Păi, nu știu, $700. Nu, prețul este 1500. Deci, în permanență s-a întâmplat ceva, de a s-a compensat. Și asta m-a învățat fără să vreau să învăț. M-a învățat automat că ce este, ce ți se cuvine, îți vine
fără să dorești sau fără vine să vrei. Vine într-un firesc, da, asta spuneți, da, vine în firesc. Fără, da, vine într-un firesc, așa că am învățat să fiu să nu condiționez valoarea mea materială și să merg în a extrage energia și esența existenței sau funcționării creierului meu, nu? Mă refer la segmentele pe creier care fac dopamină, care fac serotonină, care fac toate substanțele care echilibrează gândirea sau care ajută ca gândirea și ca corpul să fie sănătos, să-mi stimulez astea cu satisfacția de a fi de folos, de a fi de ajutor, fără să-mi condiționez lucrul ăsta, că atunci când dacă condiționez, atunci ajutorul își pierde din valoare. E, în felul ăsta, automat, fără să-mi dau seama, m-am dus pe drumul ăsta pe care, eu știu, mi l-am programat la începutul, ursiturile mi le-au programat la începutul vieții, pentru că asta este poveste unică pe planetă și este, de fapt, esența, este baza esenței existenței omului pe pământ. I-am văzut și pe ea prin Japonia și prin Australia, am văzut același lucru. Deci, Căci viața noastră, la începuturi, este programată să facem ceea ce trebuie să facem. Nu ceea ce vrem să facem. Nu. Dar mai nimeni nu face ceea ce trebuie să facă. Fiecare face ce vrea. Am avut foarte mulți oameni care m-au dezamăgit și erau oameni de știință. A creat un destin nou. Nu există un destin nou. Există un singur destin. Iar alealte sunt deformații sau malformații ale destinului pe care ni l-a creat acest complex, această cooperație dintre spiritul nostru și spiritele care sunt perfecționate în a alcătui trăiri negative sau pozitive, în funcție de ceea ce avem. N-aș vrea să pierd ideea. Spuneți că totuși copiii pot fi ținuți în zona de genialitate cu care s-au născut. Da. Deci, practic, o mamă care, mă rog, nu are cunoștințele astea, cum să facă totuși, ea netrăind, poate că nici în adevăr, nici mă și un pic și lacomă, probabil și un pic vanitoasă și un pic mândră și în fel și chip, poate să-și țină copilul în zona de genialitate. Există o rețetă pentru ținerea copilului în zona de genialitate? Da. Rețeta este de a-ți îmbunătăți caracterul tău personal, care să-l transmiți copilului sau dacă îți dai seama că tu nu ești în stare, măcar să ții copilul departe de aceste surse de îmbolnăvire a gândirii, de a devierii a unei gândiri sănătoase. Chiar am să vorbesc despre asta, o asociație de mame mi-a vorbit, am și scris mai mult, dar nu foarte profund. Sigur, este posibil, pentru că și copiii, dacă părinții înțeleg acest lucru, poate să îngrădească, să oprească această infecție cu trăsături negative ale copilului în primii 10-12 ani, 10-11 ani de viață. Copilul acționează în oglindă, domnule doctor? Adică ce vede, asta face? Sau este el, practic, se dezvoltă într-o lume în care simte că dacă nu ești șmecher o să fie pe ultimul loc? E unul și același lucru. Da, copilul, el învață, e un burete. Învață la începutul de vieții din ce găsește în jur. Știți cum este. Noi spunem că tendoanele n-au o vascularizare, cum și copilul nu are. El ia din ce ajună în jur. Adună în jur substanțe toxice, își creează o minte toxică. La fel și cu, nu vedeți că sunt oameni sportivi, ieri am consultat niște sportivi din aceia, niște elite românești și sigur avea boli de tendoane pentru că bietul tendon din ce adună în jur, el se îmbolnăvește și atunci este un mușchi slab și se îmbolnăvește și se rupe așa. Așa din și ce adună în jur, adică spuneți din cu alte cuvinte, din ce ia din jur. Da, așa și copilul. Așa și copilul. Din ceea din jur. Dacă în jurul lui ajung oamenii care el vede că sunt ba mincinoși, ba vanitoși, ba ăla ajunge să aibă mai mulți bani pentru că fură, pentru că înșală, pentru că face o șmecherie și copilul, păi ia să am și eu. Pentru că ei nu n-au încă formațiunea de a gândi departe sau profund. Superficial. Acum. Dar dacă părinții au grijă de lucrul ăsta și îl învață, domnule, să fii onest chiar dacă pierzi, da, uite ăla că știi mințind. Nu-i nimica.
tu nu minți și o să câștigi mâine, nu câștigi astea și câștigi mâine. Dar copiii pot fi educați, sunt și omul este educat și nu vezi că și pe noi ne educă prea mari, ne învață să fim lacom, să facem bani, ne învață să... Corect. Deci la o scară mai mare și noi suntem niște copii care adunăm de jur împrejurul nostru tot. Da, noi că ne-au injectat cu frica și trebuie, și noi suntem tot la fel. Copilul și mic și mare și individul și bătrân este injectat și este controlat asta. Dacă nu are platoșa asta de, cum să zic, de, consolidată de când este mic de sau înțelegere, de înțelegere. De informație, de cunoștință. Că dacă ai informațiile și cunoștințele, îți poți construi o personalitate puternică care să te protejezi. Spuneați că ne îndepărtăm de Dumnezeu, practic ne îndepărtăm de menirea noastră. Deci plecând prost pe drum, ne îndepărtăm de menirea noastră și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că lumea merge într-o direcție bună în a-și găsi menirea, adică oamenii fac ceea ce trebuie să facă sau fac ceea ce vor să facă. Din ce cunoașteți? Din ce vedeți? Mergem într-o direcție bună, domnule doctor? Individul sau societatea? Individul care nu-și găsește locul. Eu găsesc foarte mulți oameni care sunt nepotriviți la locuri nepotrivite. Că sunt doctor, că sunt profesor, că sunt, cum să zic, instalatori, că sunt... Când vezi pe cineva care este acolo unde trebuie, îți schimbă viața, ziua, starea de spirit. Adică îți lași viața pe mâna lui cu foarte mare încredere. Pentru că el este acolo unde trebuie să fie și face ce trebuie să facă. Nu ce vrea să facă. Este, ce au vrut părinții, ce... Este acest control asupra omului. Cu cât îi dau mai mulți bani, cu cât le execută mai bine ce vreau eu și cum vreau eu. Și atunci s-a creat această dependență de elementul material, care este banul. Eu numesc o boală asta, o numesc banomanie. Este o infecție produsă de bani. Și oamenii nu mai fac ce le place și ce trebuie. Fac ceea ce le dă bani mai mulți. Sunt oameni care schimbă la fiecare 2-3 luni serviciu, că îi dă cu 5 lei mai mult colo sau colo. El nu mai face ce îi dictează menirea lui, sentimentului, dorința sau plăcerea. Și din cauza asta oamenii sunt din ce în ce mai depresi, sunt din ce în ce mai triști, sunt din ce în ce mai nu-și găsesc locul. Și mai bolnavi. Asta e o boală. Da. Pentru că nu-și găsesc locul, pentru că nu fac ceea ce unii este, nu se duc în locul lor, se duc unde plătește mai bine. Asta este o boală generală care sigur, oamenii nu-și dă seama, dar eu gândesc că ăia de sus, că sunt sus și oameni deștepți care domnule, îi cumpăr cu bani. Sunt două elemente care sunt astăzi dominante în construirea sau controlarea societății. Banul și frica. Pe unii îi cumperi cu bani, iar dacă nu se lasă cumpărați cu bani, le injectezi frica. Și atunci ei sunt condiționați de frică. Deci aici este, eu cred că trebuie ajuns la șefii mari de sus, dacă vor să fie o societate pe planetă sănătoasă. Deci am să vorbesc niște conferințe despre boala societății. Este o altă boală, în afară de boala, adică care merge paralel cu boala omului, este boala societății, care e fel, dacă omul se duce, se îmbolnăvește de stomac, face o gastrită, face un ulcer, spune un cancer gastric, la fel și de societatea. Face o boală mai ușoară, care vine mai mare și mai mare și la un moment dat ajunge la un cancer social care sigur poate fi îndepărtat sau poate fi recondiționat sau poate fi vindecat sau poate să ducă spre peire. Este foarte unde posibil. Unde suntem, domnule doctor, în pe drumul ăsta către cancerul în metastază social? Unde suntem? Suntem aproape de el, mai departe de el, se poate opri? Dacă da, în ce fel? Că, cum vedeți, cei care ne conduc sunt, cum să zic, într-un soi de copy-paste, sunt toți la fel, la o scară mai mică sau la mai mare, că e primar de comună sau că este președintele nu știu cui, sunt la fel, adică nu se gândesc decât la ei, la de jur împrejurul lor, lasă nimic după ei. Nu... Eu cred că, personal, cred că societatea este la 3/4 din drumul pe IRI. Deci mai avem un sfert și ne dezintegrăm. Da, dar sfertul ăsta, vorbim de o perioadă de niște sute de ani, nu? De multe zeci de ani, când se poate reveni. Totul este că ăia de sus, care sunt ei să-și dea seama că ei sunt dominați de această lăcomie de a fi proprietari de suflete, nu? Că de fapt sunt niște negustori de suflete. Își dă seama de lucrul ăsta și își dă seama de fapt de ei însuși, pentru că și în viață trebuie să creezi niște lucruri valoroase, să creezi valoroase, necondiționate de slăbiciunile de caracter, care de fapt
îți dă o esență pe care o iei când se termină viața. Să-mi spuneți care e cârligul care face pe dumneavoastră să credeți că, dom'le, mai avem un pic de timp în care putem să schimbăm lucrurile. Ce vă face să credeți că lucrurile pot fi schimbate? Dați-mi două motive să cred și eu în ele. Ce am spus mai devreme. Da, oamenii trebuie gândirea lor trebuie recondiționate. Trebuie să se deci de sus în jos sau de jos în de sus? Sus în jos. De sus în jos. Da, nu, de jos în sus e mult prea complicat, pentru că oamenii de jos sunt total dominați. V-am spus că sunt controlați de bani, iar este o infecție generală și sunt injectați de frică. La toți este frică. Dacă eu nu fac ce mi se spune, dacă sunt președinte de țară și nu fac ce mi se spune, eu sunt condiționat de două elemente. Unu, aici mi-a o leafă bună, aici mândria mea îmi satisface, este satisfăcută. Vanitatea, da. E că sunt un șef de oameni. Și al doilea, sigur, dacă nu fac, mi-e frică că îmi pierd asta. Deci sunt cele două elemente care sunt infecțioase și domină, condiționează individul, el stă acolo. Deci mă să spune, schimbarea se poate face, o să ajungem să vorbim în foarte scurtă vreme despre locurile unde puteți să-l întâlniți pe domnul doctor Cristian Răchitan, unde va conferenția în România, sunt niște conferințe unice în lume, pentru că domnul doctor, român fiind, cu rădăcini în România, ține să facă ceva pentru țara asta. Foarte, adică, nu știu, este într-o zonă atât de delicată povestea asta, ar merita cărți scrise despre povestea asta. Mă întorc la discuție și revenim la ceea ce v-am promis că o să aflăm în cele ce vin. Domnule doctor, dumneavoastră spune, schimbarea se poate face doar de sus în jos, deci ăia care conduc să se reseteze. Dați-mi un singur motiv pentru care credeți că ei ar vrea să facă asta. În primul rând că nu știu dacă sunt conștienți că sunt bolnavi. Eu cred că fiecare om are posibilitatea să se îmbunătățească. A fost și un scris undeva pe un monument în America și văd că l-au aruncat în aer, unde spunea că trebuie să reducă lumea la 500 de milioane, o jumătate de miliarde în loc de 7-8 miliarde. Nu să se reușească, dar eu sunt convins, pentru că oamenii ăștia... Acum am să vă fac o dezvăluire. Vă rog. O dezvăluire personală. Pe terasa de deasupra Bucureștiului. Da, deasupra Bucureștiului. Omenirea se înmulțește într-un ritm destul de rapid. Este o disperare de a îmbunătăți oamenii. Nu poți să-i omori cu tot felul de coviguri și cu tot felul de dintre astea case. Pentru că în lucrarea asta de a omorâ lași în urmă niște malformații ale gândirii, ale corpului. Nu toți mor. Unii sunt bolnavi și rămân bolnavi. Am pacienți care de la covig au rămas bolnavi, au rămas cu tot felul de probleme. Și nu numai asta. Alții zice, stai că facem războaie. Da, dar războiul nu numai omoară o jumătate de milion de oameni sau un milion sau 100, lasă foarte mult fără mâini sau fără picioare. Alții zic, stai că îi forțăm într-un fel sau altul. Nu este, de-a lungul timpului s-a dovedit că și al doilea război mondial și primul n-a reușit ca să împuțineze lumea. Nu, ba din potrivă, și sunt zone unde n-ajungi în India sau în China. Dar ăsta-i targetul, să se împuțineze lumea? Da, și nu e neapărat greșit, pentru că ajunge să se overpopulate lumea. Încearcă să facă carne artificială. Faci o carne artificială ca să-i întreții pe ăștia, dar ea n-are valorile biologice sau n-are valorile nutritive ca să poată să întrețină un corp sănătos. Deci corpul ăla după o generație, două sau trei, este alterat. Deci devine un fel de gelatină, adică nu mai are valori. Deci se încearcă și de atingul s-au încercat. Și cred că și prea mari ăștia o să înțeleagă că trebuie altceva. Ce cred eu că trebuie? Vă fac o dezvăluire și sper să nu se supere pe mine prea mari lumii. Deci omul trăiește și dacă nu e lăsat să-și împlinească, dacă se formează o dictatură, a fost dictatura segmentată, comunistă, dictatura pe țări, se creează o dictatură mondială. Nu îl constrângi pe om, dacă nu face ce vrei, îi închizi contul din bancă și nu-și cumpără mâncare sau nu face cum a făcut în Canada. Le-au închis contul și n-am avut benzină ca să facă demonstrație cu mașina, să se îmbunătățească viața. Bun, se încearcă asta, se încearcă cu cardul să elimini banii ca să nu ca oamenii să aibă o dependență totală. Da, dar nu cred că este soluția necesară de a se realiza ceea ce trebuie. Omul
l-a învățat pe om să mintă. Să mintă ca să poată să câștige bani mai mulți. L-a învățat pe om să nu facă ce trebuie să facă, pentru că i-a injectat frica. Deci omul nu mai creează. El decât preia creațiile făcute de alții, deci nu mai poate evolua lumea să se îmbunătățească, oamenii să creeze, să aducă lucruri noi, lucruri mai bune, lucruri mai eficace. Bun, a creat șeful de sus și toată lumea execută. Deci omul este făcut ca să creeze, nu ca să execute. Să și execute, este adevărat, dar să și creeze. E, când ai limitat din un miliard de oameni, nu mai creează nimeni, creează decât unul și miliardul execută, deci evoluția lumii scade. Deci împiedici omul să-și facă menirea. Omul nu mai trăiește pentru ce a fost programat la începutul vieții să trăiască, deci tu îi dictezi cauza trăirii lui. Deci deja se întâmplă un conflict spiritual. Un conflict între Dumnezeu, Creatorul, și între individul, omul, la care se interpune cel care caută să domine. E, cel care caută să domine o să intre într-un conflict, că nu ies lucrurile foarte bine. E, omul se înmulțește, pentru că dacă, de ce se înmulțește omenirea pe planetă? Atenție, e un lucru complicat și complex. Și sigur că foarte multe dogme religioase nu sunt de acord cu asta. Am trecut prin toate religiile lumii, deci ca om de medicină și ca sociolog. Omul nu își face menirea, își termină viața și în loc să meargă mai departe, de-a lungul vieții să-și adune suficientă esență, energie, ca să evolueze, atunci se întoarce înapoi și o ia de la început școala asta vieții. Și din ce în ce mai mulți indivizi, în loc să meargă în sus, se întorc înapoi aici. Deci sunt, nu știu să zicem, sunt un milion de spirite care trebuie să vină să preia corpul ca să poată să facă menirea. Imaginea dar este mai plastică, sunt... e ca și cum ar fi un circuit, așa, da, tot, nu dar... să mergi într-o direcție înainte, tot întorci cumva. Te tot întorci. Dar te tot întorci ăștia care au plecat. Dar le vine și rândul la ăia care le venea rândul ca să vină. Exact, deci, și o bulzeală la ieșire, ca să este, zic așa. Este o burzeală la intrare și pe pământ. Și la intrare pe pământ, da. Și atunci se înmulțește lumea, iar oamenii ăștia de sus, neavând informațiile și neștiind lucrurile astea, ei programează lucrurile greșit. Și atunci te lupți ca să-i omori pe oameni cât poți să omori, dar în a-i omori nu face ceva decât uite, în Ucraina. Mor câți mor, dar foarte mulți rămân invalizi și atunci ăștia trebuie să fie încărcați și duși de societate. Deci corect, apare o greutate foarte mare. Împovăresc, practic. Exact. Împovăresc și dai, mai tare societatea. Da, dai cu câte arme chimice care sunt peste tot, laboratoare care fac și care dreg. Dar nu-i omori, îi îmbolnăvești și atunci vieții oameni rămân suferind și societatea trebuie să-i încarce și să-i ducă în spinare. Dar spune că există o soluție. Singura soluție este că cei mari de sus trebuie să înțeleagă că nu știu tot ceea ce trebuie să știe și sunt convins că mulți dintre ei vor și bine, dar sunt dominați de lipsa de informație sau pur și simplu de slăbiciunea de personalitate care, dacă tot scriu banii, nu-i mulțumește, hai să fiu proprietar de suflete. Nu știu, probabil că nu este asta, poate că este lipsa, îmi place să cred că este lipsa de informații. Deci oamenii se tot întorc înapoi aici ca să-și ria școala care au rămas repetenți, dar în același timp, alții care le venea rândul să vină, vin și ăia și atunci se vine din ce în ce mai multă lume. Asta mă gândesc că este soluția de educarea omului, să-l înveți pe om că el aici este, trăiește, ca să fie onest, iar onest fiind este singura modalitate de a-și împlini menirea ca la sfârșitul vieții să nu trească să mai întoarcă, să plece mai departe, într-o cale evolutivă. Înainte să vorbim despre conferințele pe care le veți ține în România, excepționale, rețineți, rămâneți cu noi să aflați locurile unde îl puteți întâlni pe domnul dr. Cristian Răchitan. Este un privilegiu, credeți-mă, vă spun. Roberta, îmi face semn că mai avem câte minute. Aș sta practic pe terasă încă 2 zile și 2 nopți cu domnul doctor să-l ascult, pentru că sunt invitați, practic, la care până, adică și eu, care sunt suspicioasă și pricinoasă, mă știți, aș sta practic cu gura căscată să ascult, pentru că sunt foarte multă informație și am nevoie și eu de timp să cern informația asta, să rumeg informația asta, cum vreți să spuneți.
din experiența dumneavoastră, a întâlnirii cu foarte mulți oameni, potenți financiar, importanți în lumea asta, cunoscuți în lumea asta, simțiți că oamenii, odată ce primesc informația de la dumneavoastră, că vin cu o suferință și le spuneți, nu, nu e asta suferința, suferința este alta, este minciuna în care trăiești, este, este o anamneză pe care foarte puțin medici o fac astăzi, mai au timp să vorbească, să intre în măruntaiele omului spiritual discutând. Simțiți că există în ei licărul acela de am primit informația, trebuie să fac ceva, pentru că s-ar putea să fie șansa vieții mele? Am avut două experiențe care mi-au rămas cu bine în viață. O experiență a unui pacient care era unul din oamenii care dictau finanțele planetei și s-a îmbolnăvit de cancer. A fost mai mult în urmă. Atunci nu știam foarte mult despre cancer. Acum știu mult mai mult, pentru că cresc și eu în permanență, îmi dau seama că viața este o școală și trebuie să învăț. La care era într-o zonă terminală și s-a legat dintre noi o relație apropiată. Și mi-a spus, doctore, era un făcător de bani, doctore, don't chase the money. If you chase the money, you're going to get the same cancer that I had. Nu alerga după bani, pentru că lupta asta de a alerga după bani o să te ducă, o să te ducă la un cancer la care m-a dus pe mine. Sigur că a murit. Asta a fost o chestie concentrată, sintetizată în trei cuvinte. Mi-a spus, don't chase the money because you will die of cancer like me. Deci a făcut legătura între această lupta lui și boala pe care... Eu nu știam suficient ca să-l întorc de pe drum. Acum știu dacă omul vrea. O altă învățătură am primit de la un pacient. Eu am, sigur, pentru că meseria mea, vorbeam cu colega, am făcut mai multe școli de medicină în care n-am învățat aproape nimica. Singurul lucru ce am învățat, sigur, la începutul vieții mele ca om de sănătate, am învățat anatomia și fiziologia. Dar pe asta mi-am construit tot ceea ce știu și fac astăzi, pentru că fiecare pacient a fost un studiu pentru mine, o sursă de a învăța, de a mă informa omul și boala. Și am învățat să tratez migrenele, care mi-e foarte simplu și foarte ușor. Migrena aia care omul stă în pat 7 zile sau 3 zile sau 2 zile, nenorocire, da. Care este tratată într-o ședință sau două. Am avut un pacient care nu puteam, domnule, să-i îndepărtez migrena. Nu puteam. Și la un moment îl întreb, domnule, știi ceva, nu-mi reușesc, merg pe partea de anatomie, de fiziologie, merg pe partea de a corecta segmentul anatomic care este deformat și nu-mi iasă, pentru că ce fac asta, tu mâine strâm la loc. Hai să vedem în viața ta ce faci tu, hai să intrăm dacă ești de acord, hai să aprofundăm un pic, de ce tu tot întorci din drum ce fac eu, ce corectez eu. Da. Și atunci zice, hai să stăm de vorbă, unii minți tu și unii înșeli și unii furi. Da, mi-am mărturisit, sigur era proprietor la niște business-uri foarte mari, erau niște înșelătorii care aduceau bani mai mulți, unii el justifica, mințea, sigur, justifica, stai puțin că trebuie să plătești salariații, dar de unde? Un vârtel cu bani. Da, unii el câștiga mulți bani și cu banii ăștia mai construia încă un business, mai cu tare. Un om de altfel foarte minunat, gândea greșit. Și atunci, noi, hai să jucăm onest. Să nu mai facem chestia asta deloc. Și hai să vedem ce ieșe. Că suferea de migrena asta, el era în permanență sub stare migrenoasă. Deci era o viață, o durere viața era. Nu mai era. Iar chestia asta, felul lui de a face business, mergea de la sine. Am schimbat-o. În 3 zile a dispărut migrena, n-a mai fost absolut nimica. Deci, simplu, n-a mai reluat din trăirea lui, n-a mai extras acea esență negativă, acea esență care era dezonestitatea, care nu făcea altceva decât îi crea stres, stresul respectiv îi crea o tensiune neuromusculară, tensiunea neuromusculară care crea niște deformații undeva la nivelul capului, care îi crea dureri și, sigur, asta se desfășura ca o migrenă, ca o durere. Deci simptomele uneori îți atrag atenția că trebuie să schimbi ceva undeva. Asta e un semnal care trebuie să aludă toți oamenii. Deci orice durere vine de undeva care este rezultatul unei greșeli de comportament al nostru vis-a-vis de noi,
dar în mod special, vis-a-vis de cei din jur, dar în mod special toate vis-a-vis durerile de menirea sunt definite noastră. La fel, domnule doctor? Adică toate durerile sunt la fel definite? Este... Sunt un rezultat al comportamentului sau, mă rog, al felului în care gândim? Da, durerea este un simptom care ne atrage atenția că ceva se întâmplă undeva. Acel ceva care se întâmplă undeva se întâmplă dintr-un motiv anume. Deci mergi pe fir și te duci. Deci boala omului este cauza bolii omului, este compusă din două elemente. Un element anatom, o patologie anatomofiziologică și o patologie de gândire, unde intri în conflict cu divinitatea. Divinitatea o numesc spiritul tău, care de fapt se acumulează sau se sintetizează la menirea vieții, adică trăiești aici pentru ceva. Și dacă nu faci ceea ce trebuie, atunci intri în conflict cu menirea ta și atunci asta dă un stres, dă o tensiune, că ești o luptă cu tine, te luți cu tine însuți. Sunt foarte multe boli autoimune, domnule doctor Cristian Răchitan. Același lucru, aceeași poveste. Da, am reușit de am zilele trecute, lunile trecute, am reușit de am sintetizat, de fapt, cauza simplă, cauza lui Hashimoto, de pildă. E o boală de tiroidă a sistemului imunitar. Am desăvârșit cauza Sjögren's disease, care toate merg pe aceeași structură. Sunt această dualitate, nu? Pentru că eu cred în asta. Dacă e bărbat și femeie, dacă e soare și lună, dacă e întuneric și lumină, în permanență trebuie să fie două elemente, nu pozitiv și negativ. Da, așa, ca să fie și în echilibru. Peste absolut, tot, peste da. Tot. Ca nu, una singură nu poate, nu că poate. Se răstoarnă barca. Corect. Deci și dacă mergi la rău, trebuie să fie două, și dacă mergi la bine, trebuie să fie două. Deci, simplu, există o afecțiune. De fapt, am să fac niște dezvăluiri de constatări ale mele unice în lume și în viața mea, pentru că vreau să le încep în România, că eu sunt american și sunt un patriot american și iubesc America. Acolo trăiesc de peste 40 de ani. Acolo m-am crescut, m-am format, de acolo spun lumii ce am de spus, dar sunt român și m-am învățat de la un mare om pe care l-am adorat și care mi-a fost de mare mentor, un fost președinte american, că trebuie totuși să fii patriot. Patriotismul este un lucru foarte, foarte de mare bun simț și de mare conștiință, nu numai socială, psihică, este o chestie de bun simț. Adică patriotismul este să iubești patul în care dormi să fie curat, să iubești casa în care trăiești să fie curată și să o îngrijești să nu plouă în ea, să-și iubești curtea în care stai și să pui flori și să miroase frumos și să o curezi, să iubești satul, să iubești orașul, să iubești țara, să iubești continentul și să iubești planeta. Dar sigur că pentru unii este incomod lucrul ăsta, că dacă vin la tine și vrea să-ți ia casa, tu ții de ea, ești patriotul casei tale și ea nu poate să-ți ia. Din nou, creează acest conflict al lăcomiei și atunci sigur că te judecă că ești patriot. Patriotismul este chestie patologică, nu este adevărat. Dragilor care ascultați lucrul ăsta, fiți patrioți cu familia voastră, cu curtea voastră, cu orașul, cu satul, cu țara, cu continentul și cu planeta. Adică e același sentiment pentru care trebuie să ținem la ceea ce acolo unde trăim, indiferent că unii care sunt la convia vor ca să ne ia casa, să ne ia curtea, să ne ia satul, să ne ia orașul, să ne ia țara, să ne ia planeta, adică spuneți că continentul. Să ținem cu dinții de rădăcinile noastre. Da, de rădăcinile noastre sociale, de identitatea noastră. Corect. Pentru că asta de fapt identitatea te leagă de Dumnezeu. Sunt aceste valori ale culturii tradiționale care sunt, este cultura tradițională, este un mănunchi științific care este așezat de foarte multe mii de ani și este filtrat și a ajuns la noi valorii adevărate. Am auzit un lucru extraordinar și a trebuit să-l traduc. La o conferință, o doamnă spune: domnule, vorbești despre cancer, dar să nasc copiii cu cancer. Cum explici lucrul ăsta? Ați auzit zica la aia că copiii plătesc greșelile părinților? Pentru că părinții au făcut niște greșeli. Deci asta este o zicală care este în cultura tradițională, fie românească, fie indiană, fie indiferent, peste tot sunt astea. Astea sunt niște valori științifice. Părintele ăla a făcut rele.
s-a supra-solicitat. Asta i-a creat stres. Înainte să creeze copilul, stresul ăla i-a deformat genele, i-a deformat celula care creează, nu spermatozul sau ovulul. A îmbolnăvit-o și a făcut un copil bolnav care săracul s-a născut bolnav, gata. Deci, vedeți... Deci în afara științei, niște oameni care n-aveau cum să cerceteze chestiunea asta atunci, acum mii de ani, au venit cu explicația asta care este fundamentată științific. Astăzi. Da, care vor și care știu. Unii nu sunt de acord, că nu știu. Că ei cantitatea de informații este cea care îți dă o maturitate profesională, cantitatea de informații. Am cunoscut unul care a luat un premiu Nobel de mult și îmi spunea, băi, eu am învățat chestia asta din cultura tradițională băstinase indiană. De acolo mi-am extras niște elemente care mi-am făcut cercetările științifice și am luat un premiu Nobel în chimie. Nu știu, acum niște zeci de ani am cunoscut, de fapt, eram într-un loc la niște șamani prin Sud America ca pe undeva și investigam și eu și ei și noi care vrem să știm mai multe și mi-am mărturisit lucrul ăsta. Vedeți, văd că sunt unii care le este rușine să spună că e patriot. Nu, dragilor, fiți patrioți, iubiți-vă familia, iubiți-vă copiii, iubiți-vă casa, satul, orașul, țara, continentul, planeta, iubiți-le. Ați fost, iertați-mă că vă întrerup, nu fugiți de sentimentul de iubire de țară. Asta este ideea, că pare că e rușinos să îți iubești țara și familia și casa și sau cad în derizoriu poveștile astea, ceea ce din punctul meu de vedere este foarte grav. Și e începutul sfârșitului, dacă ajungem să vorbim despre asta. Spuneți-mi, domnule doctor, ați fost solicitat să țineți conferințele pe care dumneavoastră le țineți în perioada următoare în România? Ați fost solicitat în fel și chip să le țineți în alte țări? De ce ați ales să comunicați informațiile astea, urmarea unor cercetări, observații pe care le-ați făcut în România? Mai întâi în România. Este foarte simplu, că mi-am început viața în România. Deci e simplu. Dacă am început să trăiesc în România, trebuie să încep în România anumite lucruri pe care le consider că sunt de o valoare matură în existența mea, una profesională ca om de sănătate, dar mai nou aș spune eu ca om social, ca sociolog, pentru că atunci când ajungi la o maturitate profesională, deci ca doctor, ca om de sănătate, atunci obligatoriu treci în partea altă și vezi, deci oamenii de bolnavi ce creează? Își creează lor un destin bolnav, își creează lor o revenire aici, să o ia de la început, dar de fapt creează o societate bolnavă care, uite-te, că se vede acum, oamenii nu mai știu încotro o să ia, sindrom un neurodepresiv a devenit majoritar în boale, a trecut de boala de inimă, mi se pare că e pe primul, pe al doilea, da? Deci toate oamenii sunt cancerul este, îmi spunea în urmă cu 15-20 de ani un coleg în vârstă, mă, o să ajungă cancerul care să fie boala majoră, pentru că simplu oamenii se supra-solicită, se supra-uziază, pentru că trăiesc altfel de cum trebuie să trăiască, dar acum o să pară bolnoi, a apărut carne artificială, a apărut laptele artificial, ouăle artificiale, care, deși... Și inteligența artificială, de ce nu spuneți despre asta? Inteligența artificială? Aici Doamne, este... ce vine peste noi! Inteligența artificială este un lucru aparent care este de ajutorul omului, dar în același timp susținea și Elon Musk, un om de o infernală de mare inteligență, spunea, o să ajungem cetățeni de mâna a doua, că o să vină roboții și o să ne controleze și noi, dacă nu le facem pe placa lor, ei dă cu mâna de fier și ne zdrobește capul. Deci, da, este bună dacă nu, și spune el, ar trebui să creeze niște legi statele să oprească la un moment dat. Dar și asta vine tot de la această lăcomie de bani. Tot creează aparate noi care să se vândă bine și care să fie de folos proprietarilor de la business. Dăm pe toți afară și punem niște roboți care sunt mai ieftini și care nu plătim asigurări medicale și care nu le dăm zile libere și care ăla lucrează 365 de zile pe an, da. Și este bine și e mai ieftin. Chiar am auzit de la unul care venise de la DAO la un moment dat, care spune, domnule, am 6.000 de salariați. Domnule, am terminat, dacă mă supăr, îi dau pe toți afară, am scăpat de greutăți, pun niște roboți și a rezolvat problema. Da, dar ce faci cu ăștia 6.000? Ăștia pentru ce trăiesc? Pentru ce trăiesc? Au venit aici, s-au născut ca să facă ce? Ca să facă nimic? Intri în conflict
cu Dumnezeu, cu Creatorul, pentru că asta i-a creat într-un scop anume. Deci ăsta este mare conflict astăzi. Sunt multe conflicte care... Ce boli aduce inteligența asta artificială? Am înțeles ce boli aduce carne artificială. Ce ar întâmpla cu noi dacă o să mâncăm mâncare care nu mai are niciun fel de proprietăți nutritive? Ce boli aduce inteligența artificială? Mă uitam de dimineață pe știri, erau suedezii, sunt terminați psihic, că au zis copiii noștri nu mai știu să țină pixul în mână, pentru că am pus tablete de la grădiniță, scoatem toate tabletele, de mâine încolo toți copiii scriu, toți copiii fac școală cum se făcea, fără gadgeturi. Da, există o boală nouă care eu o numesc internet dimensia. Adică internetului. A internetului. Adică copiii, îmi spunea o pacientă de-a mea care este în New York, este CEO unei companii care e o femeie minunată și face lucruri bune pentru oraș, pentru New York. Și zice, domne, toți tinerii care i-am nu mai gândesc. Îi pun să facă o chestie simplă și nu știu să o facă. Deci li se atrofiază gândirea, nu mai au posibilitatea de a gândi pentru că ei s-au învățat să ia lucrurile făcute gata din telefon. Deci apare această atrofie, apare această nedezvoltare a minții, adică apare această sclavie a tehnologiei. Deci omul trăiește degeaba. Deci nu intră în conflictul ăsta, prin toată tehnica asta, prin tot abuzul ăsta al tehnologiei, omul se naște să facă nimica și moare degeaba, adică a trăit o viață degeaba, moare degeaba și se tot reîncarnează, se tot renaște din nou de sute și de mii de ani ca să tot facă ceva și tot nu face nimica, pentru că mintea devine din ce în ce mai atrofiată, din ce în ce mai blocată ca să creeze și spiritual, ca să facă. Spiritual cade, asta este ideea. Da, spiritual... este un conflict imens, enorm. Un conflict imens. Da, aia această boală se cheamă, eu numesc așa și cred că am mai numit-o și alții și nu sunt singurul, internet dimensia, deci așa, copilul devine, oamenii în vârstă, la o anumită vârstă, de la solicitarea, supra-solicitarea creierului, se deteriorează, este normal. Din cauza stresului, tensiunii, se îngustează capilare vasculare de pe creier și atunci creierul procesează din ce în ce mai puțin, până deduce la o blocare a procesei, deci este acest sindrom de a trece în lumea cealaltă, a muri. E, copiii ăștia sunt morți de la începutul vieții. Fabulos. Mintea lor este moartă de la începutul vieții. Mintea lor este... Da. Ei sunt niște elemente care sunt moarte trăind. Asta este părerea mea. Te uiți că Dead nu man duc. Walking, știți cum este expresia, da. Da. Niște oameni care niște indivizi, niște devin niște elemente, niște elemente care sunt morți trăind. Deci asta este, sigur, nu s-a ajuns atât de departe, dar spre aia se duce. Mă uit că sunt tineri care pur și simplu nu știu să gândească, că n-au învățat, nu știu să facă tabla mulțirii, 3 ori 4 cât fac. Stai să vedem. Tac tac tac. Da, păi să știi că fac 12. Băi, sigur, stai să mai văd o dată și mai dă pe butoane. Deci, vedeți, aici este marea conflict și toată pleacă de la același lucru, de la banomanie, de la această lăcomie de a face bani, mai fac ceva ca să câștig bani. Deci nu neapărat e ceva bun, banii să vină mai mulți.